Cei care vor semna contractele, adică domnul Pistol și reprezentanții asocierii turce, să ia loc. Bună ziua! Ne aflăm astăzi aici la Consiliul Județean Buzău, unde vom semna ultimul din cele 13 contracte ale autostrăzii 7, autostrăzii Moldovei, finanțate, a căror construcție este finanțată prin PNRR. Practic, în prezența premierului Marcel Ciolacu, a ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, acest eveniment este găzduit de Consiliul Județean Buzău, reprezentat de președintele Emanuel Neagu. Semnează acest contract din partea CNAIR domnul director general al CNAIR, Cristian Pistol, iar din partea asocierii de constructori turci, vicepreședintele CEAU-ului Consiliului de Administrație al NUROL, care este și lider de asociere, Mehmet Oghuz Karikli, iar din partea Machiol, cealaltă companie care face parte din această asociere, președintele Consiliului de Administrație, Adnan Cebi. S-a încheiat semnarea contractului. Mulțumim. Urmează o conferință de presă, în deschiderea căreia va avea un discurs președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Emanuel Neagu. Vă rog. Bună dimineața. Mă bucur mult că astăzi Consiliul Județean Buzău este gazda acestui eveniment important. Chiar făceam așa un remember, dar întâi vreau să salut pe domnul prim-ministru al României, domnul Marcel Ion Ciolacu, domnul ministru al transportului, domnul Grindeanu. Deci ce vreau să spun, că iată că a trecut un an și un pic de când practic aici acasă la Buzău, unde practic de aici a și plecat premierul României, s-a semnat primul contract pe autostrada A7, iată că tot aici să și închide semnarea acestor contracte. Este un lucru benefic atât pentru cetățenii județului Buzău și bineînțeles pentru tot ce înseamnă zona noastră de sud-est, acolo unde oamenii își doresc, sunt profesioniști, iată că se pot realiza lucruri. Încă o dată vreau să mulțumesc autorităților centrale, la toți care s-au implicat în acest proiect. Astăzi, după ce s-a semnat acest contract și bineînțeles va urma conferința de presă, premierul României împreună cu domnul ministru al dezvoltării și ceilalți delegați
vor merge să vadă o altă realizare de suflet a noastră a buzoienilor. Vreau să mulțumesc la toți care au fost implicat, să finalizează, de fapt s-a finalizat prin fonduri europene un tronson important de drum, că tot vorbim de infrastructură, 203 cai, este vorba de 70 de kilometri de drum de la granița cu județul Brăila până în județul Buzău, undeva în comuna Vintilă Vodă. Este vorba de 70 de kilometri de drum, de 65 de milioane de euro. Nu ne vom opri aici, deja avem contractul semnat pe proiectare și proiectarea plătită din fonduri europene. Vom merge cu acest tronson până în comuna Lopătari și iată că și noi, autoritățile locale, împreună cu autoritățile centrale, încercăm să ne racordăm la infrastructura rutieră modernă și europeană. Încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc celor care au fost implicați în acest proiect. A7, într-adevăr, nu este un vis, este o realizare. Practic, cine nu-și dorește lucruri mari, nu poate să-și realizeze lucruri mari. Vă mulțumesc! Domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. Mă bucur astăzi să mă aflu acasă, la Buzău, împreună cu președintele Consiliului Județean, cu primarul municipiului, cu primarul municipiului de la Râmnicu-Sărat și, nu în ultimul rând, cu parlamentarii de Buzău și de la Partidul Social Democrat și de la Partidul Național Liberal, fiindcă cred că asta e diferența între parlamentarii celor două partide și parlamentarii celorlalte partide, că noi toți suntem buzoieni. Avem și doi parlamentari de la Suceava și de la Iași. Este foarte adevărat că împreună cu domnul ministru Sorin Grindeanu și cu echipa de la NAIR, domnul director Pistol, acum un an și ceva, am fost tot la Buzău și am semnat primul lot din cele 13 loturi care constituie autostrada A7, de fapt autostrada Moldovei. Mult promisă autostrada Moldovei de 30 și ceva de ani. Echipa coordonată de către ministrul Sorin Grindeanu a reușit nu numai să deblocheze absolut toate licitațiile și să le încheie astăzi în ceea ce privește ultimul lot, dar a reușit ca toate să fie în derulare și în execuție în acest moment. Din informațiile mele, parcă doar la lotul 2 este o anumită întârziere, unde unul dintre participanți a și anunțat că va încerca să recupereze decalajul. În rest, pe toate loturile, constructorii implicați sunt în termenele asumate și chiar le-au depășit. Anul acesta, domnul Grindeanu și echipa sa vor mai semna încă aproape 60 de kilometri de autostradă și vor da în folosință 100 de kilometri de autostradă și drum expres. De foarte mult timp nu s-a mai întâmplat acest lucru în România. Mă bucur că am reușit să deblocăm infrastructura mare, toată autostrada Moldovei este prinsă în PNRR, este din fonduri europene, ca să înțelegem adevărata importanță a PNRR-ului și din cifrele pe care le-am eu, dar sigur domnul ministru Grindeanu o să detalieze, anul viitor o să finalizăm aproape 250 de kilometri de autostradă și de drum expres. Este, după recordul de a avea prima 1000 de kilometri în
anul acesta să finalizăm 100 de kilometri și anul viitor 250 de kilometri, începem să ne ridicăm la așteptărilor românilor în ceea ce privește infrastructura. N-aș vrea să închei, să nu vorbesc de două lucruri care s-au întâmplat ieri foarte importante pentru noi toți români. Am finalizat negocierea PNRR-ului cu Comisia Europeană și începând de ieri am scos cei 9,4% care limitau creșterile pensiilor din România, a părinților și bunicilor noștri, până în anul 2070. Nu cred că mai are rost să spun cine a făcut această grozăvie. Ce pot să vă spun este că au fost săptămâni și luni întregi de discuții între miniștri, echipele tehnice, eu personal, ca să reușim să scoatem acest 9,4 impus în PNRR, astfel încât să nu mai fie condiții pentru ca Ministerul Transporturilor să continue și nu numai toate investițiile prinse în PNRR. Al doilea lucru important, îl știm cu toții, unul de bucurie, echipa României a reușit să învingă și aseară pe arena națională și să se situeze pe primul loc în grupă. Aproape 5 puncte în fața celei de-a doua echipe clasate. Cred că a venit momentul să ne asumăm ca și stat român, ca și guvernul României, să se implice direct în finanțarea academiilor de fotbal. Dacă actuala națională ne-a redeschis o speranță în ceea ce privește fotbalul românesc, cred că și statul român și guvernul are datoria de a veni alături de cluburile care au investit până acum în academiile de fotbal, alături de Federația Română de Fotbal, ca să creăm o bază cât mai solidă și o perspectivă cât mai clară pentru viitorul fotbalului românesc, atât de mult așteptat de către noi toți microbiștii și de către noi toți românii. Mulțumesc mult încă o dată! Urmează Ministrul Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu. Bună dimineața, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnilor primari, domnilor parlamentari. Să știți că mi-aș fi dorit ca acest moment, cel puțin acest lot 3, să se întâmple mai devreme. Dacă stăm să ne uităm un pic în spate, o să vedem că colegii de la CNAIR au dat soluția aceasta în urmă cu un an de zile, un an și ceva. Exact această soluție. Sigur, în acest an, și n-am să mă feresc să spun, niște domni bine intenționați de la un organism numit CNSC au considerat necesar că să dea diverse decizii care, într-un final, după un an și ceva, au dus la aceeași soluție pe care noi am dat-o în urmă cu un an. S-a pierdut un an de zile. Eu nu mă feresc să spun. S-a pierdut un an de zile din vina unor domni care nu răspund. Și care nici măcar nu sunt, să spunem, dacă ar fi magistrați, domnule prim-ministru, și ar fi peste orice, să spunem, influență sau orice modalitate de a fi trași la răspundere, dar nu. Vorbim de un consiliu în care niște domni sau niște doamne hotărăsc pe miliarde de euro, hotărăsc să întârzie un an de zile, să dea după un an de zile aceeași decizie pe care noi am dat-o în urmă cu un an, iar noi ne puteam afla astăzi când vorbim, în situația în care ne aflam pe loturile 1 și 2, undeva la 40%, 30-40%, adică execuție în teren. Cine răspunde pentru acest an pierdut?
Nu răspunde nimeni, pentru că acest Consiliu este dincolo de orice formă de a fi traș la răspundere. Eu cred că, domnule prim-ministru, e cazul, și știu că aveți în vedere acest lucru, să ne uităm și colegii din Parlament vis-a-vis de răspunderea pe care, din punctul meu de vedere, trebuie să o aibă și cei care întârzie în așa fel, în acest mod, lucrări de investiții. Și nu orice fel lucrări de investiții, ci finanțate prin PNRR. Sigur, aici vorbim de un lot care are perioada de execuție cam 20 de luni. Asta înseamnă că ne vom înscrie în termenul dat sau deadline-ul dat de PNRR 2026, mult mai devreme de atât, dar puteam să fim gata cu acest lot la finalul anului viitor, în toamna anului viitor, dacă se păstra ceea ce CNAIR-ul a dat inițial. Eu nu pot să trec peste acest lucru, am ținut să-l spun, pentru că e adevăr. În al doilea rând, să știți că toate lucrurile pe care primul ministru le-a anunțat mai devreme au fost posibile fiindcă de 2 ani de zile Ministerul Transporturilor a devenit o prioritate pentru guvernele României, fiindcă vorbim de 2 guverne în ultimii 2 ani. Vă dau un singur exemplu. În urmă cu 2 ani de zile, bugetul Ministerului Transporturilor era cam de 14 miliarde. Vom termina acest an cu dublu, în 2 ani de zile, 28 de miliarde. Și n-aș vrea să vă spun cât solicităm pentru la anul, domnule prim-ministru, că e posibil, nu dumneavoastră, dar domnul ministru al finanțelor să n-aibă așa niște zile plăcute, dacă spun limitele pe care le-am cerut. Dar de ce am făcut acest lucru? Nu doar eu, ci și colegii mei și în special colegii de la CNAIR. Pentru că toate aceste proiecte, dacă vrem să le ducem la bun sfârșit, au nevoie de finanțare. Și în acești ani, guvernele României au oferit finanțare către transporturi. Eu vreau să-i mulțumesc și când era președinte al Camerei Deputaților și acum de când e prim-ministru, Marcel Ciolacu a înțeles această prioritate pe care o avem la transporturilor și a sprijinit total finanțarea acestui domeniu. Fără acest sprijin, să știți că putem să vorbim foarte multe. A trecut perioada în care facem autostrăzi cu muncă patriotică? Nu. Nu facem nici cincinalul în 4 ani și jumătate și nici autostrăzile nu se fac cu muncă patriotică, se fac cu finanțări. Fie că vorbim de finanțări europene, marea parte a acestor proiecte și cofinanțările de la bugetul de stat. Închei prin a mai spune 2 lucruri, da, până la sfârșitul anului colegii de la CNAIR vor reuși să finalizeze cei aproximativ, dacă nu chiar mai bine, de 100 de kilometri de drum expres și autostradă și da, până la sfârșitul anului viitor vom da, de azi început, până la sfârșitul anului viitor vom da în circulație cel puțin 250 de kilometri de autostradă și drum expres. În toamna aceasta, ca să fac acest anunț, în câteva zile chiar vom da în circulație A0 Nord, după aceea vor urma 31 de kilometri pe drumul expres Craiova-Pitești, după aceea 23 de kilometri pe A0 Sud, încă în jur de 15 kilometri pe Chețani-Câmpia Turzii. Acestea vin împreună toate cu cei 13 kilometri pe care Nurolu i-a inaugurat în luna septembrie și merită să amintesc acest lucru, fiindcă odată cu acei 13 kilometri care au fost dați în circulație în Transilvania, s-a atins acea bornă de 1000 de kilometri din perspectiva mea și știu că și din perspectiva primului ministru
nu e neapărat un motiv de laudă că după 30 și ceva de ani de la Revoluție am atins 1000 de kilometri, dar vă asigur că ritmul pe care și drumul pe care am intrat acum și ritmul de care aminteam va duce ca următoarea 1000 de kilometri să fie mult, 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 acea țintă să fie atinsă mult mai devreme. În paranteză fie spus, în acest moment în România sunt în execuție peste 700 de kilometri de astăzi, când vorbim de drum expres și autostradă, ceea ce ne duce la ceea ce spuneam mai devreme. Și închei prin a spune că și-a pune un pic de presiune pe companii, pe asocierea de companii turce și-a spune că mă aștept să nu doar să vă țineți de termenii contractului, ci să și devansăm un pic și să știți că nu veți fi urmăriți doar de mine, veți fi urmăriți de primul ministru, că aici e din Buzău și va ști exact ce și cum vă veți duce la bun sfârșit contractul. Am încredere că veți respecta toate aceste termene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Reprezentanții presei. Avem întrebări. Domnule premier, vă rog să ne spuneți dacă dumneavoastră sunteți de acord cu propunerea avansată de Ministrul Finanțelor, cetățenii care reclamă alți cetățeni că fac evaziune fiscală sau alte companii să primească bonusuri. Urmează să discutăm în interiorul guvernului această propunere. Nu-i prima oară și nu o să fie nici ultima oară. Am o mare rugăminte. Eu sunt mai în vârstă decât dumneavoastră și am trăit sub comunism. Chiar dacă avem alte păreri decât ale noastre proprii, nu trebuie să transformăm pe cei cu păreri în dușmani ai poporului. Fiecare ministru, asta e treaba lui, să aibă păreri. Toate-s bune, toate-s rele, s-ar putea să se impună o astfel de măsură, dar decizia politică este la coaliție. Este la președintele Nicolae Ciucă cu colegii dânsului și la mine împreună cu colegii mei. Dar haideți să nu mai judecăm oamenii după părerile pe care le au, după propunerile pe care le au. Hai să-i judecăm după performanța guvernamentală, pe ceea ce realizează și după cum funcționează și cât de eficient este statul român. Fiindcă marea noastră problemă este că am avut un stat anchilozat, un stat care a intrat în niște clișee. Trebuie să reușim să ieșim din aceste cercuri. Și câteodată când dorești să ieși din aceste clișee, vin și niște propuneri bune, dar și niște propuneri mai puțin bune. Asta este părerea mea foarte sinceră. Numai așa o societate poate merge înapoi. Numai așa un lider care se înconjoară de oameni care n-au numai părerea lui, sau nu mai îl laudă, va reuși să ia deciziile corecte. Și eu cred în democrație. Domnule premier, cu permisiunea dumneavoastră aș insista și aș vrea să vă întreb cu ce poziție mergeți în coaliție. Credeți că ar trebui să fie acordate? Sunt convins că după ce vom lua o decizie în coaliție, o să vă anunțăm. De ce vreți să-l jigneți pe domnul președinte Nicolae Ciucă ca eu să iau o decizie astăzi, împreună cu dumneavoastră, fără să discut cu dânsul? Acela nu mai e un parteneriat. Ce ați mai avut parte până acum în 30 de ani? Eu îmi doresc un parteneriat cu președintele Nicolae Ciucă. În urmă cu o zi ați vorbit despre reducerea impozitării pe muncă și aș vrea să vă întreb dacă de la 1 ianuarie am putea nu să se vedem... poate de la 1 ianuarie și am anunțat acest lucru. Am zis că este primul lucru pe care îl are în vedere după ce vedem execuțiile până la sfârșitul anului și execuția, în primul rând, pe primul trimestru al anului 2024. Vom veni, dar avem în vedere în coaliție și am discutat acest lucru în coaliție, că impozitarea muncii, după cum bine știți și dumneavoastră, este cea mai mare, este în oglindă cu impozitarea capitalului, ca să înțelegem, peste tot în lume, se impozitează capitalul. Noi avem cea mai
mare impozitare pe muncă și cea mai mică pe capital. Și trebuie găsit echilibru, pentru că dacă nu găsim echilibru, vom crea crize sociale. Așa se ajunge la crizele sociale. Acumularea de o parte a marilor averi și sărăcirea în partea cealaltă și discuția interminabilă de ce mărim pensiile. Pentru că sunt cele mai mici. Pentru că acei oameni nu mai pot trăi cu o pensie de 1500 de lei. Și acei oameni, cu tot regretul, sunt bunicii și părinții noștri. Sunt cei care au construit această țară. Avem două proiecte importante în Buzău și am vrea dacă ne puteți spune care este stadiul acestora. Este vorba despre penitenciarul de la Unguriu și centura de est a municipiului Buzău. Cel de la Unguriu, am vorbit cu doamna ministru și în ultimele forme, știți că s-a ținut de mai multe ori licitația, nu s-a prezentat nimeni. Cred că a prins perioada când s-au scumpit materialele. Toate proiectele demarate în județul Buzău și în municipiul Buzău vor fi finalizate. Știu că în municipiu, e domnul primar aici, știm cu toții, când avem o problemă cu confortul, când se fac anumite investiții de fond, nu de formă. Pentru că eu am văzut că Constantin Toma nu vopsește nici copacii, nici blocurile. Face investiții de fond, deranjează. Deci nu știm exact stadiul la penitenciar, știm doar că nu s-a prezentat nimeni. Se ține, se ține licitația. Și la centura de est? Și la centura de est a municipiului? Sigur. Care este stadiul? Toate proiectele sunt în derulare. La penitenciar s-a ținut de vreo două ori, din câte știu eu, licitația și nu s-a prezentat nimeni. Între timp s-a demarat din nou. Este și eu, ne-am și... Parcă și internațional. Am spus că vom face aceste investiții în penitenciari. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt puțin răgușit. O întrebare. Domnule premier, pentru anul viitor sunt estimate plăți doar pe dobânzi de aproximativ 40 de miliarde de lei. De ce nu întrebați pe Câțu? De ce nu ați țipat când a făcut datorii de 9,2% din PIB? Cumva considerați că acele datorii nu le plătește? Va veni vreun prim-ministru sau vreun președinte al României care să spună, domnule, nu vă supărați, eu n-am nicio treabă cu ce au făcut ei. De ce nu n-a văzut România când un inconștient a dus țara în această zonă? Iertați-mă că întreb și eu. N-am nicio problemă, răspund la orice întrebare. Dar ăsta este adevărul. Da, acele datorii trebuie plătite. Și ne-am pregătit și vom bugeta ca să nu ne facem, să nu intrăm, Doamne ferește, în capacitate de plată. La bufferul care este acum și la Banca Națională și la Ministerul de Finanțe, fiindcă avem cel mai mare buffer. Nu este o problemă să avem de incapacitate de plată sub nicio formă anul viitor. Și o ultimă întrebare. Agenția financiară Moody's a spus că în urma raportului pe care l-a făcut, dacă adoptăm legea pensiilor în forma actuală, am rămâne cu deficitul la 6% în următorii 2 ani. Haideți să vedem cu măsurile pe care o să le prezinte ministrul Finanțelor joi. Vino la microfon. Pe digitalizare, pe anumite porțiuni structurale și termenele pe care și le asumă întreaga echipă de la ANAF. Lucrăm de aproape o lună de zile. Repet, domnul președinte Nicolae Ciucă, amândoi ne-am implicat și ne-am făcut un plan pe următoarea perioadă. O să modific, o să vin împreună cu președintele Nicolae Ciucă cu o modificare legislativă, noi doi fiind inițiatorii pe zona de evaziune fiscală. Toate aceste lucruri vor ajuta la colectare. A venit timpul ca toată lumea să plătească impozitele. Dacă nu înțeleg de vorbă bună, vom avea legislația de data aceasta foarte bine pusă la punct, astfel încât să o facă. Sau să aleagă ce vor să facă. Florin Zafiu, Agerpres. Aș avea o întrebare pentru domnul ministru Grindeanu. Înțeleg că angajații din CFR au anunțat că vor întrerupe activitatea începând din data de 27 noiembrie.
din lipsa unui contract colectiv de muncă și pentru că acea ordonanță de reducere a cheltuielilor în sectorul bugetar le-ar putea diminua sau tăia acele sporuri salariale. Vreau să vă întreb cum încercați să stingeți acest conflict de muncă. Mulțumesc. În primul rând, săptămâna trecută, guvernul a aprobat memorandumul prin care Metrorex, CFR, CFR Călători și CFR Marfă sunt exceptați. Săptămâna trecută. Până în 8.000 de lei. La fel ca la celelalte companii. Și aici, cum să spun, guvernul și-a făcut urmare și a discuțiilor cu sindicatele. Pentru că au fost discuții și la nivel de minister și am avut runde de discuții și cu primul ministru. Am făcut acest memorandum. Știu că mai există o problemă, cea legată de salarii și de modul în care se reașează după, după aplicarea acestei ordonanțe. Sunt discuții, inclusiv în această săptămână, să găsim soluții. Sunt discuții. Toate celelalte puncte, fie că vorbim de Metrorex, fie că vorbim de companiile de pe zona feroviară, au fost rezolvate prin adoptarea acestui memorandum. Și sunt discuții inclusiv, cred, astăzi, între reprezentanții ai Ministerului și sindicat. Domnule Grindeanu, numai puțin, vă rog. Cam pe când estimați că se va finaliza construcția a 7, toată a 7? Păi, noi avem 13 loturi. Eu așa, să vă spun realist, dincolo de termenele date de contract, că pot să vă spun și de pe termenele date de contract. Dar realist pot să spun că mă aștept ca anul viitor, deși nu sunt termene decât pe o parte dintre ele, mă aștept ca anul viitor să fie finalizate 6, poate chiar 7, și mă refer la 7-lea să fie cel din jurul Ajudului, între Focșani și Bacău, dar cele 4 între Focșani și Buzău mă aștept să fie finalizate și cele 2 care sunt conform contractului, loturi dintre Ploiești și Buzău să fie finalizate. În paranteză fie spus, mi-aș fi dorit și lotul acesta dacă în urmă cu un an și ceva să semna contractul când am dat, așa cum am spus mai devreme, prima dată același câștigător. Dar în 2025, pe termenele pe care le avem în acest moment, vor fi finalizate și celelalte 6, posibil 7. E în funcție de acel lot dintre Focșani și Bacău, care are termenul 2025. Eu vreau să subliniez acest lucru. Doar 4 loturi de autostradă au termen 2024 din 13. Restul sunt 2025. Dar i-am spus că se pot da 6, chiar 7 până la finalul anului viitor. Și o ultimă întrebare. Vă rog. Care sunt problemele cu care se confruntă constructorii? Bănuiesc că v-au fost spuse astea, nu? Să știți că am beneficiat de sprijin politic noi la Ministerul Transporturilor prin a aproba, în a se aproba, diverse ordonanțe, hotărâri de guvern, deci un cadru legal, astfel încât toată această escaladare a prețurilor, pe care n-am trăit-o doar în România, ci a fost peste tot în lume, să poată să fie suportată de către beneficiari. În cazul nostru, beneficiar CNAIR-ul sau Ministerul Transporturilor. Asta e un lucru pe care noi l-am făcut primii din Uniunea Europeană. În acest moment, eu nu știu, cred că mai e un singur caz sau două de țări membre ale Uniunii Europene care au adoptat un cadru normativ de acest tip. Nu e vina constructorilor că a crescut prețul la fier beton sau la toate celelalte materiale. Asta e un lucru cu care noi am venit în întâmpinarea constructorilor. Doi, am văzut în ultimele zile și vă mulțumesc pentru întrebare și pentru oportunitate. Am văzut că tot se chinuie câțiva care n-au dat nici măcar un kilometru de autostradă în circulație în gloriosul mandat de 8 luni.
să spună că, domnule, sunt probleme, că cei de la Cnaiș, de la transporturi, nu mai au bani și nu plătesc facturile. Fals. Nu există niciun fel de întârziere la plată, există sume, avem bani în buget. Dacă nu avem, credeți-mă că știu să strig și să țip, să cer la primul ministru, astfel încât toate aceste investiții extrem de importante pentru țara noastră să nu aibă niciun fel de sincopă. Nu e cazul. Deci toate sunt plătite. Eu știu că e ciudat pentru cineva care n-a fost pus în situația să plătească facturi, că n-au dat niciun kilometru de autostradă în circulație și că nu dai niciun kilometru de autostradă, nu plătești facturi. Dacă ei sunt în această situație, au fost în această situație, nu înseamnă că noi suntem și noi în această situație. Deci, dar încheind, poate am vorbit prea mult, tot timpul sunt discuții și nu reușești să rezolvi toate chestiunile pe care le deschid și le au companiile. Că e vorba de exproprieri, că e vorba de relocări de utilități. Sunt lucruri care apar de la caz la caz, dar chestiunile majore au fost rezolvate de către noi și sigur pe parcurs, dacă apar altele... Mulțumesc. Da, mulțumesc. Ultima întrebare pentru domnul premier, vă rog. Știu că deja s-a întârziat, dar asta este... Da. Care este calendarul adoptării bugetului de stat pentru anul 2024? Până la sfârșitul anului. Acesta. Colegii mei, o să avem buget. Ok, mulțumesc. Autoritățile locale, centrale, să știe foarte clar că își vor începe anul cu investiții. Mulțumim mult! Mulțumesc, se încheie conferința de presă, vă mulțumim!